Diana i-a arătat lui Tes o scrisoare pe care a primit-o în care se vorbea și despre aceasta, în termeni buni, și i-a spus să vezi, oamenii au o părere bună despre tine, te-ai supărat când ți-am spus varianta cealaltă, o scrisoare anterioară în care îi se spunea Diana să aibă grijă la Tes. Și Tes a spus că nu s-a supărat, supărat, doar că se știa că este sinceră și nu a avut intenții ascunse sau negative față de Diana. A dat exemplu cum s-a întâmplat și cu Simona: că s-a supărat și în cazul acesta le consideră apropiate pe amândouă și zicea că ține foarte mult la prietenii. Acolo, în casă, este foarte interpretabil totul și se poate gândi lumea că se apropie de Diana, sau că se apropie cineva de altcineva pentru a avea anumite beneficii, și așa mai departe.